Să convins că m-auziți. Așa, în primul rând vreau să le mulțumesc tuturor românilor care au venit în seara aceasta la vot. Să spun că poporul are întotdeauna dreptate. L-am sunat pe domnul Iohannis, l-am felicitat pentru victorie și eu și toți colegii mei, cât timp vom fi în poziții publice, ne vom face datoria față de țară. În rest, v-am spus, poporul are totdeauna dreptate și e normal să fie așa și îmi doresc un singur lucru, ca să înțelegem că suntem o țară democratică, așa cum eu accept rezultatul, sper să-l accepte și cei care vor să protesteze și n-au de ce să protesteze. Domnilor și domnilor, Victor Ponta a recunoscut că ar fi câștigat Klaus Iohannis în condițiile în care voturile n-au fost numărate. Nu știu. Da, Mihai, au fost numărate. Au fost numărate de Partidul Social Democrat. Aceste rezultate comunicate de Victor Ponta sunt în urma numărătorii paralele pe care Liviu Dragnea i-a oferit-o lui Victor Ponta.